Rata de utilizare a internetului de către tineri în România a înregistrat o evoluție explozivă în ultimii ani, ajungând la cote de peste 90% în mediul urban, în rândul celor cu vârsta de peste 16 ani. Un ritm asemănător de dezvoltare cunoaște și folosirea telefoanelor de tip smartphone, ori a tabletelor de către tineri și accesarea internetului de pe aceste dispozitive. Polițiștii doljeni recomandă părinților să manifeste o atenție sporită în activitățile desfășurate de către copii în mediul online. Atunci când oferiți copilor dumneavoastră posibilitatea de a naviga pe internet pentru a diminua eventualele pericole, țineți cont de următoarele aspecte. Comunicați deschis cu copiii despre internet, despre beneficiile și pericolele existente în lumea virtuală. Copilul dumneavoastră trebuie să știe că poate discuta cu părinții despre orice aspect întâlnit în lumea virtuală. Fiți atenți la prieteniile online pe care le întrețin. Încercați să cunoașteți programele și aplicațiile folosite de copii pe dispozitivele de accesare a internetului, fie că e vorba despre tablete, telefoane mobile sau orice alte dispozitive de accesare a internetului. Polițiștii ne recomandă să nu oferim persoanelor cunoscute pe internet informații personale. Să încercăm să ne facem o listă cu prieteni în mediul online pe care să-i cunoaștem și în realitate și să nu acceptăm cereri de prietenie ale persoanelor necunoscute.